Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Da, în prima zi de primăvară. Să aveți o primăvară frumoasă cu toții. Doamne, domnișoare, dar și domni. De ce? N-am înțeles niciodată de ce domnii nu trebuie să aibă o primăvară frumoasă. Zafiu știe. Pentru că tot este primăvara, mă văd nevoit, dar îmi face și plăcere, vă spun sincer, să repun pe masă o temă care era anticipabilă acum vreo câteva săptămâni, când v-am avertizat că sunt foarte multe, foarte multe cozi la înmatriculările auto second hand și că țara noastră se umple brusc de mașini foarte poluante și că în curând nu o să mai putem respira. Aici în București, de unde transmitem noi acum, să știți că traiul e destul de rău din cauza aglomerației. Un studiu recent arăta că noi bucureștenii pierdem cam o oră pe zi în plus decât ar fi normal, doar cu drumul până la serviciu și înapoi. Sunt prea multe mașini, ăsta este adevărul. Infrastructura rutieră n-a ținut pasul, avem o doamnă primăriță foarte ambițioasă. Nu fac mai multe comentarii la această ediție despre acest lucru, care vrea să facă 100 de kilometri de piste pentru bicicliști în București și eu mă bucur să le facă, dar mă gândesc cu groază să nu fiu prea bătrân până atunci și sau să nu supraviețuiesc șantierelor care vor face foarte mult praf până mă avea 100 de kilometri de piste pentru bicicliști în București. Cineva a venit cu o soluție mai simplă și aplicabilă imediat, aceea de creare a unor piste de bicicliști, de fapt a unor benzi unice pe străzile existente, pentru transportul în comun și pentru bicicliști. Astfel încât mai mulți dintre cei care au mașină, dar și bicicletă, sau bani de bilet la RATB, să vină cu altceva la serviciu decât cu mașina personală. În loc de asta se discută foarte mult despre introducerea taxării pentru pătrunderea cu autoturismul în orașe. Ok, o să plătim pentru asta, dar nu știu în ce măsură asta va reduce traficul sau poluarea. Haideți să discutăm astăzi despre această idee. Noi avem în București deja, să știți, și în alte orașe, nu numai în București, că nu e discuție doar pentru bucureșteni. Toate orașele României sunt aglomerate, de la Craiova și până la Iași, de la Timișoara, Cluj și până la Constanța, toate sunt foarte aglomerate. Sunt foarte puține orașe care au un management al parcărilor, asta fiind de fapt cauza, în opinia mea, dar astăzi aș vrea să vorbim despre bicicliști. Vă spuneam că avem o experiență oarecum tristă cu pistele de bicicliști în București, făcute pe vremea primarului Videanu, dacă mi-amintesc eu bine unele dintre ele, niște dâre de vopsea așa care au creat pe trotuare, nu știu cum să vă spun, cu pomi în mijloc, cu ce să... Ele s-au transformat în parcări ad hoc, adică bucureștenii au parcat peste ele fără nici cea mai mică jenă. După care a venit Oprescu și a zis, ia să... Nu se poate așa ceva. Ia să facem exact chestia asta. Uite, pe Calea Victoriei, toată Calea Victoriei, închidem o bandă de circulație, că așa 5, și pe asta facem piste pentru bicicliști. Pe pistele respective, deci pe pista de pe Calea Victoriei e foarte mișto să mergi cu bicicleta, vă asigur de acest lucru, însă eu, care trec destul de frecvent pe Calea Victoriei, vă spun că am văzut un biciclist de Paște și unul de Crăciun. Ca și conducător auto, te apucă nervii când vezi banda aia liberă, dar pe de altă parte, dacă stai și te gândești așa și dacă o iei pe banda aia, până unde ajungi? Până undeva unde nu mai sunt 5 benzi, ci doar 3 sau doar 2 și unde, bineînțeles, că se gâtuie traficul. Astăzi, doamnelor și domnilor, vă întreb dacă vi se pare o soluție viabilă aceasta de a face piste de bicicliști pe benzile de transport în comun pe care să meargă, adică autobuzele, bineînțeles, dublate de niște amenzi serioase pentru șoferii autoturismelor care intră pe astfel de benzi. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dezbatere. Încă o dată, nu e o dezbatere doar pentru bucureșteni și pentru bucureșteni, dar și pentru oricine merge printr-un oraș mare din România. Bună ziua, Alexandru! Alo, bună ziua! Vă ascultăm! Vă sunt din vestul României, este o idee foarte bună ceea ce spuneți dumneavoastră și vreau să spun că, de exemplu, nu mai departe de granița română-maghiară, în Budapesta acest lucru funcționează și chiar este foarte ok. În Budapesta, spuneți dumneavoastră, da, sunt benzi, da, pentru transport în comun și pentru bicicliști. Da, da. Am fost anul trecut, am făcut în două zile aproximativ 80 de kilometri și pot să vă zic că nu am fost lacionat de o mașină. Foarte civilizat. Bun, și asta a redus traficul din Budapesta? Nu înțeleg.
A redus asta traficul din Budapesta? Nu a redus, iau centur și atunci nu au probleme cu traficul în zona centrală, cum ar veni. Dar vreau să vă zic, am circulat pe banda de autobuse, trolebuse, ce au ei, da? Când ne apropiam de intersecție, eram frumos deviat pe trotuar, puțin aveam un semafor micuț, treceam bulevardul, strada ce aveam de trecut, după care iarăși ne eram conduși frumos pe acea pistă care este și pentru trolebuse, autobuse, transportul în comun. Foarte interesant. Spuneți. Vă rog să urmăriți, se poate aplica așa, numai că nu este nevoie de puțină educație, civilizație, nu știu ce să... Da. Sau cum să-i zic. Da, e o discuție și asta în sine. Educație, civilizație, dacă poți să și aplici. Adică știți cum e, cam vorba aia, cu pofta vine mâncând. Poți să mergi cu bicicleta? Vă spun, v-am mai mărturisit, mi-e frică să merg prin București cu bicicleta. Deci mai merg câteodată în parcuri cu bicicleta, prefer să mă duc cu ea în probagaj până acolo decât să merg de acasă și până în parc cu bicicleta pe stradă. Traficul este nebunesc în București. Nu vreau să idealizez condiția de biciclist. Am mai avut ca automobilist de data asta, am mai avut niște experiențe cu un biciclist care mi-a zburat o oglindă de la mașină. Dar, mă rog, poate împreună învățăm să conviețuim într-un mod care să ne placă tuturor. Mihaela, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Ar fi bine așa cum s-ar vrea, însă nu se poate în București. Sunt convinsă că nu, așa cum este acum infrastructura, nu cred că se poate. Sigur nu se va putea pe toate străzile, sigur. Și ca să poți, ca părinte de adolescent, să-ți lași copilul să plece cu bicicleta, eu una n-aș îndrezni. Păi... Deci vă spun, n-aș îndrezni să-mi las copilul să iasă cu bicicleta pe piste, chiar și cu autobuzele, doar cu autobuzele, pentru că sunt convinsă că nu se va respecta și că se vor parca și pe, nu mai zic să circule, dar vor parca și mașinile pe locul pe unde trebuie să treacă autobuzul și bicicleta. Da, acum știți că avem, acum se ridică mașinile. Da. De-aia v-am spus că dacă nu dăm și niște amenzi dravene pentru circulația pe benzile destinatare ATB-ului, atunci nu am făcut mare brânză. Sau niște amenzi, sau niște închideri, da, cum e pe Calea Victoriei. Da, eu sunt total de acord, mai ales că bugetul e așa cum e, mă rog, și cred că educația și în Occident și în altă parte, întâi se face cu frica. Bugetul, să știți că... Da, spuneți. Cred că dacă mergi, fie că arunci un gunoi, fie că, mă rog, încalci o regulă de circulație și vei fi constant penalizat pentru asta, frica, mă rog, vrea să nu mai se întâmple asta. Și atunci te civilizezi de frică, nu știu ce să zic. Probabil copiii fiind lângă noi, văzând că noi vom respecta, mă refer în generație, așa în timp, lor le va intra ca o educație. Dar ca să începi, trebuie să începi cu frica. Mihaela, ce vârstă are copilul dumneavoastră adolescent? 15. Așa? Și nu l-ați lăsat să plece cu bicicleta la școală? Nu, n-aș îndrezni. Okay. Nu. Când a fost în săptămâna altfel, nevoie să se plimbe. Așa am băgat bicicleta în portbagaj, așa, copilul în mașină, ne-am dus până la locul respectiv, copiii s-au plimbat, sau... Bine. Mihaela, vreau doar să vă spun că puteți să-i mai interziceți o perioadă. Uite, o să vă mărturisesc o chestiune... cred că o află și mama cu tata de acum la radio, dacă ascultă cumva emisiunea. După anumită vârstă, copiii fac ce vor ei. Eu, de exemplu, când întârziam la școală, deși n-aveam voie să fac asta, că trebuia să traverseze bulevardul din Severin, mă duceam cu fratele meu cu bicicleta și el se întorcea singur, iar eu mergeam în picioare pe portbagaj. De-aia vă zic, copiii mai fac și ceea ce părinții nu le permit să facă întotdeauna. Bună ziua, Florin! Bună, Moise. Vă ascultăm. Din Marea Britanie. Din Marea Britanie? Vorbiți mai tare. De ce vorbiți așa încet? Vă e frică să nu vă expulzeze sau de ce? Nu, nici de cum. Nu ne vor expulza. Okay. Vă sunt chiar din Cambridge. Nu cred că ați vrea să vedeți ce înseamnă aici bicicliștii și câte drepturi, mai multe drepturi au decât automobiliștii sau decât cei care circulă cu mașina. Dar și la noi au drepturi bicicliștii, să știți. În lege, scrie. Da, trebuie să-i depășești la 1,5 metri, de exemplu. Spune o... Scrie în lege, nu, da, aici dacă nu ai făcut treaba aia, poate rămâi fără carnet. Asta unul la mână. Dar ce zice să mărim puțin marja? Pistă pentru mijlocul de transport în comun, bicicliști și taximetriști. Cu ore programabile în orele de vârf. Taximetriștii merg pe unele din ce știu eu, merg pe astea de transport în comun, la București cel puțin. Din câte te am ascultat, știu că ai fost și tu în Londra. Da. Londra are așa ceva.
are ore specifice în care se poate circula și alte mașini pe acele benzi. Dar orele de vârf dimineața, care la ei cele mai mari sunt între 7:30 și 9:30 pentru copiii mari la școală, studenți și mai mulți, și da, mai ales la muncă, atunci este destinat doar pentru mijlocul de transport comun, bicicliști și taximetriști. Okay. Mai au altceva, camere de filmat, în care când începe banda respectivă, camera este montată, dacă cumva treci tu, care nu ești taximetrist, n-ai cupolă de taxi sau n-ai licență, nu ești autobuz, mijloc de transport sau bicicliști, s-a venit oameni de acasă și n-ai, nu cred că ești dispus să plătești de la 100 până la poate și mai mult. Da. De fiecare dată, dar de fiecare dată, nu o dată pe lună, nu o dată pe săptămână. Florin, bănuiesc că o să vă întoarceți în România. Nu știu la ce urmăresc și cum vă urmăresc. Poți să încerc să vă mumesc în România? Îmi dați voie? Să vedem cu ce. Uite, în România amenziile, și în România se dau amenzi, dar nu prea le plătește multă lume. Ce ziceți de asta? Eu aș mai ridica încă puțin marja. Ziceam de automobilele care se matriculează acum pentru că vor veni foarte multe second-hand-uri. Deja au intrat vreo 60.000, dacă m-am înțeles eu bine. Știu. Am fost unul dintre oameni care a trebuit să aștepte 4 ani ca să-și poată matricula, dar nu acum. Să n-aibă volan pe stânga, pe dreapta. Nu, cu stânga, cu stânga. Vedeți că eu umblu în zvon că se interzic cu volanele pe dreapta de pe 15 martie. Nici nu mi-aș permite să-mi iau o mașină acolo, cu toate că pot să conduc, n-am problemă. Dar aș vrea să zic altceva. Haideți să reducem timpul de verificare al mașinii. Adică să mai fie 2 ani de zile, să fie un an de zile. Și să se aplice legea corespunzător. Aici s-a dat deja, cred că e prima în istoria lor, pușcărie cu executare pentru un patron de servis 7 ani și pentru mecanic 5 ani, pentru că făceau verificările tehnice, cum se zice la noi, pe nașpa. Adică nici nu vedeau mașina. Doamne, veniți în România. Noi acum dezincriminăm, dăm grațieri. Ce faceți acolo în Marea Britanie, pe bune, militarie? Veniți înapoi, că la noi e bine. Adevăr, da, mă întreabă unii, bă, ce se întâmplă pe la voi? Zic, bă, am zis, nu. Da. Eu încerc să le zic. Îmi pare rău să vă spun. Nu, la noi sunt libertăți. Deci multă libertate în țara asta. Lăsați asta, uitați-o cu pușcăria în Marea Britanie. România, deci dacă luăm români, da, britanii sau englezi, suntem aceiași. Doar aici impunerea și aplicarea legii și amenzile drastice și da, mari, da, au făcut să fie civilizați. Nu chiar așa civilizați. Vă mulțumesc, Florin, vă mulțumesc din suflet că ne ascultați și că ne-ați sunat tocmai din Marea Britanie să ne spuneți cum e în Cambridge. 0372069599. În curând pe noi o să ne verifice Curtea Constituțională dacă cumva încălcăm legile de circulație. Bună ziua, Dan! Bună ziua, domnule Guran, și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră și un mărțișor pentru frumoasele noastre. Să nu le uităm astăzi. Da. Vreau să vă spun că am făcut parte încă de la început din toată procedura aceasta de taxare, hai să spunem, a polorii, începând din guvernul Tăriceanu până la ultima discuție în guvernul Ponta, parcă a fost. În calitate de ce? ONG-ist implicat. Așa. Foarte mult în problemele de mediu ale Bucureștiului și ale țării. Și deci dumneavoastră sunteți artizanul benzilor ălora de bicicliști de pe cheul Dâmboviței, peste da, care... Da, să spun că sunt unul dintre principalii artizani. Și sunteți fericit? Dormiți bine noaptea, domnule? Noi ne îngrămădim în mașini acolo și benzile alea stau libere. Dormim foarte bine și chiar suntem mândri. Bine, trebuia, înțelegeți, asta și o urbanistică mai adecvată. Fiecare, a făcut cum a vrut aceste benzi. Știți și dumneavoastră povestea și n-are rost să mai insistăm. Problema e că ele se termină la Calea Victoriei, adică la capetele Căii Victoriei și vedeți bine că se creează, într-adevăr, un disconfort, hai să spunem, bicicliștilor. Așa. Să apoi revenim la subiect, la propunerea asta cu benzile pentru transport, da, în comun și bicicliști comune. Ei, vă dați seama că a fost programul ONG-istic, care întregii platforme pentru București, tot ce înseamnă culoarul 1, grea TB, tot ce înseamnă dezvoltarea transportului în comun și alternativ, tot ce înseamnă dezvoltarea rapidă a rețelei de metrou. Și la ultima confruntare care a avut loc în mandatul doamnei ministru, cred că Rovana Plumb, am cerut imperios că modul acela de aplicare al acestei taxe de poluare nu era corect
și nici nu putea fi pus în practică. Ceea ce s-a și dovedit. Până la urmă, statul român va trebui să înapoieze mai mulți bani decât a încasat, da, și cu palmele de rigoare luate de la Uniunea Europeană. Vreun miliard de euro, să știți, una peste alta. Ca să ați văzut ce gaură muge. Și noi am spus atunci, la momentul ăla, și domnul Stroie de la Dacia Pitești, Dumnezeu să-l ierte, parcă, nu mai țin, dar parcă să zic că a fost o tragedie cu dânsul. Dânsul n-a vrut să accepte. Eu am spus așa. Haideți, Dan, iertați-mă, emisiunea asta nu e numai pentru ONG-iști, este pentru toți ascultătorii. Vă rog să ascultați mesajul. Cum e ideea asta cu banda pentru bicicliști și transport în comun? Este foarte bună, dar aplicată în sensul următor. Toți posesorii de autovehicule înmatriculate în circulație, da, să plătească o taxă în funcție de gradul de poluare și de capacitate, cum plătești impozitul la mașină, un impozit care să nu fie o povară pentru cetățean, dar în momentul ăla să știu că am un buget constituit, el să nu constituie buget de stat sub. De ce să plătesc taxa asta? Ia explicați-mi și mie. Dacă îmi las cele 5 mașini acasă și merg cu bicicleta, de ce să mai plătesc și taxă pe asta? Pentru că suntem în infringement pe calitatea aerului, avem probleme mari. N-ați răspuns, nu mi-ați răspuns la întrebare. Dan, încă o dată, dacă mașinile mele stau acasă și nu poluează, iar eu merg cu bicicleta, de ce mă pune să plătesc taxe pe ele? Nu, eu am spus, dar nici acest lucru nu vă împiedică să le folosiți. Când le folosesc, poluez, dar când le folosesc... Atâta timp cât este înmatriculată. Noi asta am cerut. Când le folosesc, folosesc benzină și doar atunci poluez, altfel stau acasă. De ce mă pune să... Da. Domnule Guna, trebuie să înțelegeți, este o modalitate pe care o expuneți, care aproape nu se poate aplica. Ce vorbiți dumneavoastră? Trebuie să aplicăm tuturor mașinilor care sunt... N-are nimeni curaj politic să spună taxa în benzină. Toată lumea își face campanie politică pe tot ce înseamnă problematica traficului și toți șoferii zici că sunt împărații orașelor. Dar dumneavoastră sunteți ONG, nu sunteți politician, nu? Sau sunteți și politician? Nu, absolut nicio formă, suntem apolitici prin statut. Bine. Și mai vroiam numai un lucru să precizez. Toate aceste măsuri în ceea ce privește abțipildul și pătrunderea în anumite zone ale țării, el nu trebuie aplicat acum. Aplică acest impozit care nu constituie buget de stat, mă apuc și fac culoare unice, fac tot ce înseamnă un transport care să meargă, fac parcările adecvate și îi pun abțipildul pe geam. Când voi fi eu bătrân atunci? Da, nu, îi spun din momentul acesta... infrastructura este primită ca dumneata să... Da, domnule, am 43 de ani, poate la 53 să apuc chestiunea asta. Dacă noi nu înțelegem lucrurile astea și vedeți de cât timp facem educație și populația răspunde și ea foarte greu. Dan, vă mulțumesc foarte mult pentru telefon, îmi cer scuze, vă zic așa, că dacă mai trăiesc în poluarea asta, poate nici 53 de ani n-apuc. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Sigur că sunt alte probleme care ne apasă tot timpul, politice, economice, sociale, despre pensii, despre salarii, dar pe bune, uitați-vă puțin în jurul dumneavoastră și vedeți cum a ajuns țara noastră. 0372069599. Bună ziua, Magdalena. Bună ziua, nu vă rețin foarte mult. E o idee bună cu pistele pentru bicicliști. Da. Dar trebuie și biciclistul să știe că el trebuie să meargă doar pe acolo. Mai e o problemă și după părerea mea... Stați un pic, cum adică să meargă doar pe acolo? Poate se duce în altă parte. Păi stați un pic, lăsați-mă să termin ce am de spus. Vă rog. Deci biciclistul nu știe pe unde trebuie să circule. Sunt taximetrist. Da. Și toată ziua mă împiedic, ca să spun așa, în ghilimele, de acești bicicliști, pe de-o parte și foarte băuți. Pe de altă parte, Magdalena, nu e adevărat. Magdalena, ascultați-mă puțin, hai să facem un dialog, vreți? Sau vreți să țineți un speech? A, nu, eu vreau doar să fiu auzită. Cum să spuneți dumneavoastră că bicicliștii sunt băuți? Știți, pe scaunul din stânga la volan te poți așeza fără să cazi în caz că ești beat. Pe bicicletă e mai greu să-ți ții echilibru. Eu vă spun din ceea ce văd pe stradă. Eu vă spun că merg pe aceleași străzi ca și dumneavoastră. Rar mi s-a întâmplat să văd bicicliști băuți în oraș. Da. Și la noi în oraș sunt foarte mulți bicicliști care circulă sub influența băuturilor alcoolice. E punctul noastră de vedere. Magdalena, mergeți vreodată cu mașina la țară sau fără mașină sau undeva la țară? Ați fost vreodată? Domnule, nu comparăm drumurile de la țară, ulițele de la țară cu drum public la oraș. Magdalena, încercam să vă spun că la țară o să vedeți frecvent bicicliști sub influența băuturilor alcoolice. Ca să știți și noastră cum se comportă un biciclist beat.
Că e greu să ții echilibru pe bicicletă. Eu știu cum se comportă, da? Eu îi văd toată ziua pe stradă. Dar la altceva vreau. Concluzia dumneavoastră este bicicliștii să nu mai bea atunci când se urcă pe bicicletă. Exact. Bine, s-a notat, vă mulțumesc. 0372069599. Facem piste pentru bicicliști comune cu cele de transport în comun sau nu? Iulian, bună ziua. Bună ziua, din Timișoara vă sunt. Da. La asta aveți niște piste interesante pe acolo, pe la Timișoara. Mult prea puțin și descurajată. Mers pe bicicletă în general în Timișoara ca politică. Așa. În Paris am mers pe pistele de pe rutele de autobuze și era foarte bine. Nu mai era o educație acolo. Șoferul de autobuz, am alternat efectiv cu șoferul de autobuz când stația îl depășea meu, după aceea mă depășea el și avea calmul necesar ca să treacă de mine. Deci vorba de educație în general. Iulian, în Paris, din ce mi-amintesc eu, rutele pentru transport ăsta la care vă referiți dumneavoastră sunt separate de cele, adică nu pot intra, adică pot intra, dar o pătimez rău de tot. E bordură între rutele de transport în comun și bicicliști și cele de autovehiculele. Intră taximetriștii, da. Și autobuzele pe anumite porțiuni pot depăși bicicliștii, okay. dacă folosesc ruta comună. În schimb, problema în România e mult mai mare. E problema de o sensibilizare a populației. Chiar mă gândeam dacă nu se poate obține o finanțare prin spoturi, la radio, la televiziune, să se prezinte, să se încurajeze mersul pe bicicletă, să poată fi sensibilizat șoferii, să fie o sinergie între cei doi, între bicicliști și șoferi. Iulian, sunt mulți oameni cărora le e frică să meargă cu avionul. Mie nu mi-e frică să merg cu avionul, merg frecvent cu avionul, dar mi-e frică să merg cu bicicleta. Asta deși am crescut cu biciclete, am fost la concursuri de bicicliști, să ne înțelegem. La Casa Pionierului, în tinerețea mea. Deci, merg foarte bine pe bicicletă, iubesc bicicleta, dar nu-mi permit, adică mi-e frică să merg în București cu bicicleta. Într-o astfel de sensibilizare, de exemplu, s-ar putea insista pe faptul că bicicletul trebuie depășit la 1,5 metri. Ce a spus dumneavoastră mai înainte, în lege e recomandare, nu e obligativitate. În general, șoferii depășesc razant, la milimetru. Așa este. Și atunci, da, atunci și mie mi-e frică. Vă zic, când ies cu copilul, prefer să merg pe trotuar cu bicicleta și în Timișoara riște amenzi de 500 de lei pentru așa ceva. Okay. Pe bucățile pe care nu am piste. Deci, decât să-mi risc viața copilului pe stradă, prefer să risc o amendă. Și sensibilizarea ar trebui să fie respectarea regulilor și acceptarea bicicliștilor. Majoritatea e cred o povară, cum doamna taximetristă mai înainte credea același lucru. E cred o povară pe bicicliști. Știți, mărturisesc că m-a deranjat puțin modul în care Magdalena și-a expus punctul de vedere, pentru că dincolo de faptul că a generalizat, părea să aibă și o prejudecată, adică părea să fie genul de persoană care atunci când vede un biciclist zice deja, probabil, ăsta e beat. Nu știu dacă asta e un lucru bun sau e un lucru rău, dar dacă nu reușim să ne respectăm între noi, nu o să putem progresa sub nicio formă. Vă mulțumesc pentru opinii, Iulian. 0372069599. Marius, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! După părerea mea, s-ar putea amenaja o bandă specială pentru transportul în comun, doar în condițiile în care există cel puțin 3 benzi pe sens. Pentru că dacă din 2 benzi pe sens iei una pentru transportul în comun, așa aia la altă, traficul va fi dublu. Așa e, tocmai de-aia e bătaia. Marius, deci ați atins un punct sensibil. În ce oraș locuiți? În Cluj. Ok, știți Bucureștiul? Știți Bulevardul Mihai Bravo din București? Sau Ștefan cel Mare? Ajung în fiecare lună în București. Ok, dacă mergeți pe Bulevardul Mihai Bravo, care are, cred, 4 benzi pe sens, o să vedeți că pe prima sunt parcate mașini. Dacă mai facem una și de biciclete, atunci mai rămân 2. Ceea ce ar fi într-adevăr o mare problemă pentru traficul de pe Mihai Bravo, Ștefan cel Mare, care e, mă rog, una dintre arterele vitale ale bucureștilor. La Cluj s-a amenajat acolo unde au fost unde sunt două benzi, pe sens o pistă de biciclete pe prima bandă a carosabilului. După părerea mea, un lucru absolut nesănătos, pentru că luând din lătimea primei benzi, autobuzul care circulă pe acolo de pildă jumătate din lătimea lui pe banda a doua, unul la mână și doi la mână, banda de biciclete nu e suficient de lată ca să poți circula în siguranță. În consecință, vedem un biciclist pe zi sau unul la două zile pe respectivele benzi. Benzile ar fi mult mai bine de amenajat pe trotoare, acolo unde trotoarele sunt natural suficient de late.
Interesant, vă mulțumesc pentru opinie. Iată, avem o dezbatere. E soluții din această discuție. Bună ziua, Mihai! Bună ziua, bună ziua. Da, vreau piste pentru bicicliști, da, vreau bandă pentru autobuz. În primul rând, stați un pic. Deci, piste pentru bicicliști vrem toți. Însă asta ar dura foarte mult să le facem. De aceea avem acum o dezbatere despre amenajarea rapidă prin niște vopsele și niște interdicții, niște semne asta de circulație. Pentru că e sau nu e, că n-am înțeles. Nu este o soluție pentru că se parchează cum se parchează, se oprește cum se oprește. Dacă întreabă aici la magazin, mă opresc aici. Nu, chiar dacă în 10 metri am loc de parcă, parcare, eu opresc aici, că așa vreau eu. Că... Da. Da, așa e. Sau ce mașina mea. Asta înseamnă doar niște amenzi mai drastice. Oricum, la noi e multă nesimțire și nu o să se... O să fie nevoie de multă vreme ca să se respecte legea. Deci, sau de niște amenzi mai drastice, încă o dată. Da, sau de niște... Păi, tocmai asta vreau să vă spun. Eu sunt și eu trec autobuz la RATB. Așa? Deci zi în București. De zi, dau... În București, da. Așa. Zi de zi, dacă aș fi să mă pun mintea cu ei, zi de zi, la fiecare curs, aș face cât un accident. Da, asta e, las de la mine, las să se ducă. Asta e? Bicicliștii vă supără? Nu, în trafic, în general. Nu. Așa. Așa. Dar, cum ar spunea mai devreme un băiat din Anglia, am muncit și în Anglia, tot pe autobuz. Așa. Acolo, într-adevăr, nu, se respectă legea, pentru că sunt amenzile foarte mari. Da. Ok, vă mulțumesc. Și acolo se aplică legea. Dacă la noi s-ar aplica legea, s-ar fi... Ar fi altceva, dar la noi nu se aplică legea pentru că nu se vrea. Uite, am întâlnit, scuză-mă că te întrerup, am întâlnit polițiști de circulație care în fața lui se încălca legea și când i-am atras atenția a zis că să tac din gură nu-i treaba mea, că dacă vrea, îmi deși amende de circulație. Eu am întâlnit polițist de circulație, chiar aici în apropiere, cred că am și... Deci, domnule, da. M-a impresionat, vă spun, care pentru că venea unul pe linia de tramvai și pentru că n-avea timp atunci să-l amendeze, știți ce a făcut? I-a făcut și l-a trimis înapoi pe banda elalt. I-a zis, du-te înapoi și ia coada de la capăt. Și, bă, deci când am trecut prin dreptul lui, am dat geamul jos și i-am mulțumit, pur și simplu, adică mi-a plăcut. E foarte urât să stai într-o coadă în care știi că vei petrece jumătate de oră până ajungi la semafor și vine unul pe linia de tramvai și depășește tot. Ei, și când s-a trezit lângă polițist, polițistul nu putea în momentul ăla să-l amendeze, că avea de dirijat traficul. Și a zis, înapoi, ia-o înapoi și te duci și coada de la capăt. 0372069599, vorbim despre bicicliști și despre benzi comune pentru transportul în comun și pentru biciclete. Bună ziua, Nuțu! Bună ziua! Sunteți cu cămătăria cu asta? Nu? M-ai întrebat același lucru acum 2 sau 3 ani. Nu. Pe acel domn nici măcar nu îl cheamă. Ce bancuri am și eu, vă dați seama, domnule. Vă ascultăm. Da. Tot am în ultimul timp... Dați-vă mai lângă fereastră că se aude ca prin tub. Da. Nu mai sunteți la răcoare, nu? Ca să mai diversific și eu bancurile. Bun. Tot aud în ultimul timp aproape că dezvoltă urticarie. Nu se poate, nu putem, la noi e ca la nimeni. Nu se aplică legea. Începem, da. Da, în momentul în care începem lucrurile de maniera aceasta, într-adevăr, nu o să putem niciodată. Bine, dar astea sunt realități. Deci, încă o dată, când s-a aplicat legea în România, au venit unii și au început să o schimbe. Deci nu sunt bancuri. Doamne, la noi chiar e greu. Nu că nu se poate. Nu există, nu se poate, dar chiar e greu. Ușor nu e nimic și nicăieri. Nici în țară n-a fost ușor să facă un lucru de la un cap la altul. Dar, din punctul meu de vedere, Occidentul începe din Viena înspre vest. În momentul în care ajunge Viena... Budapesta nu. Nu prea... traversez Budapesta decât pe centura ei și merg mai departe. Ia opriți-vă, dumneavoastră, eu zic că e cel mai frumos oraș din Europa. Ia opriți-vă și vizitați-vă cât un pic pe acolo. O să fac și lucrul ăsta într-o zi, dar Iena îmi place din foarte multe puncte de vedere. Acolo am văzut, noi tot vorbim de piste, de autobuz, de taxiu, de nu știu ce amenzi mai mari. Știți ceva? Le au pe toate acolo. Uh-huh. Eu nu cred că soluția este doar una sau alta, nu. Toate la un loc. Și până n-o să le încercăm pe toate, poate într-adevăr unele n-or să funcționeze la noi, dar eu cred că marea majoritate care sunt deja probate în afară or să funcționeze și la noi, dar toate. Adică, nu știu, am văzut centură în mijlocul orașului, tot fel de pasaje pe sub blocuri construit pe sub blocul respectiv, escavat pe... Adică, la Atena ați fost?
Nu. La Atena e o autostradă, un fel de centură, dacă vreți să-i spuneți așa, care tare orașul în două până în portul Pireu. E genul ăsta de concept care, mă rog, nu rezolvă foarte multe însă probleme de trafic. Atena este un oraș foarte aglomerat. Mă rog, n-am mai fost de mulți ani, de vreo 10 ani, dar când am fost era foarte aglomerat. Nu știu dacă e în top 5, cum este și București. Nu este în top 5, dar puține sunt precum... Încă o dată, Bucureștiul este un oraș disproporționat din toate punctele de vedere. Și din punct de vedere economic, să știți că există niște disproporții extraordinare între București și țara, mă rog, din jurul Bucureștiului. Mulțumesc pentru telefon, Nuțu. Mai avem timp, mai avem. Răzvan, bună ziua! Bună ziua! Ascultăm. Părerea mea că prima soluție este cea a inelor concentrice, pentru că în orice oraș mare, adică noi în București, până când nu să facem de la vest la est mai puțin pe centură decât facem prin oraș, nu cred că avem ce discuta despre Bucureștiul. Adică câtă vreme cei care vin din Pitești nu mai repede pe autostradă spre Constanța. E o altă discuție. Eu vă zic în felul următor. Noi vorbim de centura aia sud, în special. Pe centura nord s-a mai făcut ceva de când eram eu tânăr. Deci în curând Bucureștiul umple golul ăla, iar centura va deveni o stradă din București. Exact. Putem să mai vorbim despre centură. Deci, iertați-mă, aș vrea să vorbim despre biciclete azi. Bun, ok, atunci revenind la penul, dar ideea e că inelurile concentrice fac parte cumva exact din ce zicea și cu anticorpitorul meu, dintr-un pachet Știm cu toții asta, așa este. Da, noi n-avem o dezvoltare urbanistică coerentă. De ce? Pentru că vine următorul și are și păgile lui de dat și licitațiile lui de făcut, indiferent cum s-or chema ele. Bucureștiul, din câte știu, de oricare... Două inele, are inelul ăsta principal cu Ștefan cel Mare, Mihai Bravu și așa mai departe. Mai are un inel intermediar, după care știu că nu s-a făcut nimic de-a lungul timpului până în centură, și are centura. Deci, practic, ar fi teoretic trei inele concentrice pe care, dacă s-ar gândi cineva să le dezvolte așa cum ar trebui, probabil mare parte din problema traficului s-a rezolvat. Nu cred că e așa cum spuneți dumneavoastră, pentru că în jurul lor sunt niște blocuri. Să știți că și asta cu pistele de biciclete. Eu aștept cu mare nerăbdare să văd cum le proiectează doamna Firea. De principiu, nu mi-l închide, de principiu, probabil că va renunța la niște trotuare. Ceea ce, adică nu, încerc să mă gândesc, doamne, sunt străzi pe care nu ai unde să le pui, le faci suspendate? Sau care e ideea cu pistele pentru biciclete? Da, e o altă discuție. Eu acum vă întrebam și punctual dacă vi se pare punctual o idee bună sau o idee proastă să închidem o bandă de pe niște artere principale și să o facem doar pentru RATB și pentru bicicliști. Punctual mie mi se pare momentan o idee proastă și motivul e unul destul de simplu. Nu avem încă suficient de multă infrastructură și combinată cu cultura noastră ca și cetățenii a unui oraș să folosim mijloace de transport în comun alternative. Și atunci, câtă vreme noi oricum ne focusăm pe mașini, ca ăștia suntem, nu, părerea mea că soluția fie ca întâi să mai fie dezvoltată cumva infrastructura pe partea asta, astfel încât să creeze un pic de spațiu, ca apoi, într-adevăr, să încercăm cu soluții alternative. Ia spuneți-mi, dumneavoastră mie, cum se poate transforma Dorobanțiu astfel încât să se mai dezvolte infrastructura? Calea Dorobanțiu, știți? Păi nu, Dorobanțiu o știu, da. Așa. Că stau în București. Bun, spuneți-mi și mie, ce să mai dezvolți la Dorobanțiu? Eu tocmai asta spun, că nu Dorobanțiu trebuie neapărat dezvoltat, fiindcă e o șosea care pleacă cumva radial din centru către exterior, ci tocmai partea asta de cercuri concentrice, care, într-adevăr, unele dintre ele vor fi conectate, spre exemplu, de Dorobanți. Îmi pare rău să vă spun. Deci pe Dorobanți s-a făcut... De-aia v-am întrebat de Dorobanți. S-a făcut o bandă pentru RATB, nu cred că e și pentru bicicliști, doar pentru RATB și sens unic. Și cu toate astea eu petrec în fiecare seară jumătate de oră de la Perla și până la AS, pe Dorobanți. Deci poți să faci câte benzi vrei, le lărgești, doamne, tot acolo se duce, tot într-un semafor se oprește totul. Mai avem timp. Florin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Părerea mea e că nu pista de biciclete a trebuit. Da. Și peste tot pe unde se poate ar trebui să mai mișorăm din trotuare și să creăm mai multe locuri de parcare. Pentru că pista de biciclete de ce este ocupată? Bine, este cea de pe Victorie, unde există și o mică bordură. Nu, deci să tăiem, să tăiem trotuarele, da? Cele care sunt largi, da? Care sunt mari. Cum ar fi alea de pe Mihai Bravu?
Nu sunt din București, sunt din Buzău. Vă spun așa că vin câteodată în cursul anului mai des, câteodată mai rar. Cu mașina? Ca să fac, da. Ia să mergeți noastră pe trotuarele, să vedeți că sunt pline de mașini parcate în momentul de față. Asta zic, dar sunt unele trotuare, vă spun din provincie, da? Așa. Sunt unele trotuare care sunt destul de late, astfel încât să încapă una sau două persoane, zicem, fiecare din sensul lui, ci chiar 3-4. Creăm mai multe locuri de parcare și atunci automat cel cu bicicleta va merge și el pe aceeași bandă. Cu tot respectul cu pentru Buzău, Florin, în București deja trotuarele toate sunt locuri de parcare. Sunt locuri de parcare. O femeie cu un cărucior, cu un copil într-un cărucior, greu își găsește un trotuar pe care să meargă în București. De cele mai multe ori coboară pe carosabil. Dar știți ce mi s-a întâmplat mie? Automat venind, am spus, nu destul de des, câteodată mai des, toată mai rar, m-am trezit pe un fel de vers, da, mergeam și dintr-o dată văd că sunt pe linie cu RATB-ul. Uh-huh. Fără să-mi dau seama. Acum, poliția mi-ar spune, nu ești atent la semne, dar e un trafic atât de mare în București și nu că-s panicat, dar mă uit, stânga, dreapta, unde trebuie să ajung eu? Mă mai uit și după ce pierd, că îmi dă voi siguran, îmi dă o adresă, uite, vreau să ajung acolo. Nu știu străzile, o iau, îi întreb cât de cât cartierul ca să-mi fac o idee prin ce parte a Bucureștiului să intru, după care mă duc după GPS. Da. Fac, m-am trezit și automat nu știam unde să mai întorc, nu știam, i-am dat și eu înainte, am pus avarii, mi-am cerut scuze, una și i-am dat înainte, știți, mi s-a întâmplat asta. Deci nu cred că e o soluție să facem comună, pentru că n-are continuitate, da? Deci Cogălnicianu era la un moment dat, în sens, deci eu coboram de aici, de la universitate, da? Așa. Și în sens invertirea parcă de autobuze. Este, da, aminte. Pentru transport în comun, okay. Nu sunt mai autobuze. Așa. Și apoi ne lovim exact cea din noastră, dăm într-un semafor după care nu mai am continuitate. În schimb, un lucru bun, că eu văd două categorii de bicicliști. Unii care, într-adevăr, au nevoie pentru a ajunge la un servici, da. Și, dacă ai serviciu mai aproape, și unul care, cel care este de divertisment. De exemplu, la noi în Buzău se închide de vineri seara, parcă până, sau de sâmbătă dimineață până duminică, o parte a bulevardului, bine, cred că s-a analizat, cei care locuiesc acolo în zonă pot ieși pe spatele blocurilor, și are legătură cu parcul Crâng, un Crâng. Deci se pot plimba copiii cu role, cu skateboard, cu biciclete. Foarte frumos, dar nu e cazul Bucureștiului. În București să știți că avem parcuri destul de multe. Ascultați-mă puțin, da. În București sunt destul de multe parcuri și în mai toate parcurile s-au făcut piste pentru bicicliști. Că te mai mușcă câte un câine pe pista aia, cum mi s-a întâmplat mie, e o ridici altă discuție. Ridici picioarele, dai înainte. Depinde cât de mare e haita, că poți să le ridici până... Dar nu asta e discuția. Vă spun că prin București rar cineva se plimbă cu bicicleta pe stradă. N-are de ce. În general, oamenii se duc către din punctul A în punctul B, unde au treabă cu bicicleta. A zis mai devreme bine un domn mai devreme că în continuare noi totuși avem chestia asta cu mașina, vrem mașină. Și eu la fel dețin o mașină de 3 litri și deja mă gândesc să-mi iau una mai mică pentru că o pornesc, dita mai autobuzul, ca să zic așa, și o opresc mai încolo. Iar o pornesc, ăsta e jobul meu, iar mă duc mai încolo. Vreau să-mi iau un smart din ăsta sau o mașină mică. Când toată lumea o să iasă, atunci sigur vor fi și locuri mai multe pentru bicicliști. Bine. Am dată, dăm o mașină mare, mi-o iau și iau uite ce mașină mare am eu. Într-adevăr, eu cred că asta e o mentalitate. V-ați făcut autocritica, Florin, vă mulțumesc. Mă simt ca la o ședință de partid. Bună ziua, Alexandru. Bună ziua. Vă ascultăm. Salut, Moise. Ai zis că în București este frică să ieși cu bicicleta. Eu zic sincer, nu am nicio problemă cu ieși tu în București cu bicicleta. Ai, sunteți mai curajos, da, așa. Nu neapărat de asta. Am 28 de ani, sunt pe bicicletă de la 4 ani și momentan lucrez de ceva bun de zile în București ca și curier. Pe mașină mare, deci mă lovesc de toate felurile. Vă loviți când sunteți în mașina mare, nu că sunteți pe bicicletă, nu? Că bănuiesc că nu vă permite să vă loviți de toate lucrurile când sunteți pe bicicletă. Nu, de situații mă refer, așa, nu altceva. Da. Ok. N-am nicio problemă nici când sunt pe bicicletă cu șoferii, nici când sunt în mașina mare cu bicicliștii. Singura chestie care să le transmit bicicliștilor tuturor în felul acesta, să știu ambele laturi, să nu mai poarte căști în timp ce merg pe bicicletă în oraș. De ce? Căștile, deci urechile, de fapt, mai bine zis, urechile unui biciclist sunt oglinzile sale retrovizoare. Păi da, casca e peste, e deasupra de ureche. Nu, căști de muzică. A, căști de asculta muzică, da, sunt de acord cu dumneavoastră, domnule. Dar pentru că tot ne apropiem de final, mai avem 20 de secunde și eu chiar mă gândesc serios la chestiunea asta. Mai am o apăsare. Domnule, spuneți-mi și mie. Se găsesc, că am mai văzut pe la unii, dar nu știu de unde să cumpăr, se găsesc măști din alea depus pe față, ca să filtre așa, ca să nu respiri chiar tot monoxidul din București?
sincer, de la chinezi le cumperi cel mai ieftin. Vă mulțumesc foarte mult. Iată, emisiunea a fost astăzi și utilă. Ne auzim și mâine. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.